Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog. După cum puteți vedea, suntem aici la sala Gabriela Sabo. Sunt și câteva decorațiuni de Halloween, inclusiv pe această autorulotă. Și în vlogul de astăzi vrem să întrebăm câțiva oameni de ce le place basketul, de ce le place voluntariul și poate de ce nu și niște premii. Vom vedea meciul dintre CSU Voluntari și Timișoara. Nu uitați de like, subscribe, comment și haideți să înceapă vlogul. Am găsit aici și un junior al celor de la Voluntari, cum te cheamă? Mario. Văd că ai aparat dentar, ai și brecheți în culorile Voluntari. Exact. Ce te-a făcut să alegi voluntariu? Ca echipă și bănuiesc și ca club în a-ți începe cariera de basketbalist. Am ales să joc la voluntari pentru că mi s-a părut o echipă foarte bună și că o să am un viitor foarte bun cu această echipă. Poți să-mi spui pentru un premiu surpriză 5 jucători all-time care au jucat la CSU Voluntari? Da. Fără să te uiți la ea din spate, ia vino așa. Ok, deci avem așa Gacher, da. Voicu, Robert Dan, Axinte. Da. Încă unul, nu? Thompson. Ok, 5 jucători ai trecut testul și acum pentru încă un premiu surpriză. Okay. Care a fost numărul Gacher? Numărul Gacher 32. Greșit. 0. Numărul 0, dar totuși rămâi cu primul cadou. Cam acestea sunt cardurile, sunt niște carduri NBA Hoops făcute de Panini. După cum puteți vedea, asta este Panini Mosaic. Deci, care a fost cardul pe care ți l-ai ales? Ce ai să le spui abonaților mei? Ce mesaj le transmiți? Să se aboneze la Cerbanski, să dea like, clopoțel și să-ți urmească vlogurile. Mersi frumos! După cum puteți vedea, au pus niște dovlece aici la intrare. Bomboane de Halloween la intrare. Cabina de trofee este decorată. Băieții se încălzesc deoarece mai sunt doar 13 minute până la începerea partidei. DJ Station-ul este decorat și Trouble are un costum de Halloween. Și acum sunt prezentate echipele. Și începe și prezentarea echipei voluntarului cu Mitchell. Și echipele față în față, dar și arbitrii. Mingea este adusă de un băiețel costumat de Halloween și va și da startul partidei. Și evident este aplaudat. Acolo mai vedem și pe Albă ca Zăpada, pe Wonder Woman, pe Elsa. Foarte drăguță această campanie. Și Fazel de 3 înscrie, chiar dacă este pivot, înscrie și lovituri de 3 puncte, ceea ce în basketul modern este destul de întâlnit, dar totuși este o atribuție care nu intră în fișa postului de center. Dohătan aici repune și atacă până în coș și înscrie. Oh! Din păcate este faul, dar Shumate face semn că a scos mingea într-un mod regulamentar și că nu ar trebui acordat lovitura liberă. Și noi gea 1, după cum puteți vedea, și în picioarele lui Lucas Tohătan, lui Ellen, dar și jucătorului Timișoarei. Un dunk din partea lui Kay și o mică coreografie din partea fanilor celor de la voluntari, uniți pentru voluntari și după cum puteți vedea acolo, sus este logo-ul CSU Voluntari și jos fece voluntari, foarte interesant. Sigur, una dintre cele mai tinere galerii din România. Și se pare că este un moment special făcut de mulți copii. Și acum în spatele meu se pătrece și coșul de aur. Să vedem dacă va fi mai bine decât data trecută. Prima aruncare care valorează 1000 de lei. Din păcate a ratat-o, dar a fost foarte aproape. Se mută la 3 puncte aruncare ce valorează 2000 de lei. Și a băgat-o! Până acum are 2000 de lei, aruncarea care valorează 5000 de lei.
și a câștigat 2000 de lei. A primit și cecul, coșul de aur. Ce coș frumos, marchează Mitchell. Să vedem ultimele 8 secunde. Și mai sunt doar 4 secunde în joc. Șutează Ellen și înscrie în ultima secundă. 3 secunde rămase, alege să șuteze și intră. Și un steal și... Oh! Shoemate primește un bloc și se ridică. Și se termină și meciul cu victoria voluntarului la 11 puncte. Suntem aici cu JT Shoemate, noul jucător al celor de la CSO Voluntari. Hello JT, how do you feel the game first time? Good, yeah. And the second question, how do you feel there in Voluntari? I like Voluntari, it's cool. I think it's the friendly people and kids are, you know, all around. It's a good sports culture here in Voluntari. I'm from a small town myself, so I feel pretty comfortable here. And it's nice having Bucharest close, it's a cool place. And you want to stay there for the next seasons? Stay here for the next season? Yeah, yeah. If they want me back. Thank you very much and success. Suntem aici și cu Fazel. Hello Fazel, and I want to ask you, how do you feel there in Voluntari? How do I feel about Voluntari? Yeah. Oh, I love it, man. You know, the fans are cool. I love all the kids here. You know, it's a great atmosphere and, you know, got a good team, so I'm very excited about it. In this season, you think the team are capable to make a good season? Oh, yeah, for sure. We got a great group. You know, we're going to have a long run. I feel like we're going to make some noise. You know, trying to get to that top, you know, those top three spots, you know. So we're going to be good, for sure. There is a complete new team. You think the team are together and are close in the such a small amount of time? Yeah, for sure. You know, we got here, you know, months ago. So I feel like that time, you know, on and off the court has helped us out a lot. And we just understand basketball, so that helps us too, you know what I'm saying? Get close together. So, yeah. Thank you very much and success. Thank you. Le-am luat interviul lui Fazel și lui Shoemate, doi jucători cheie ai Voluntariului. Pe calea aceasta vreau să le mulțumesc celor de la Voluntari pentru ocazia, evident, de a fi încă o dată courtside, fix aici cu jucătorii pe teren. Dacă v-a plăcut, evident, dați comment, like, subscribe, aprindeți clopoțelul, foarte important, și follow pe Instagram. Eu am fost Șerpanski, v-am pupat, pa, pa!